Este o boală redutabilă, o afecțiune redutabilă în oftalmologie, care merge cu scăderea vederii și deprecierea vederii până la, nu până la a nu mai vedea deloc, dar în orice caz dă un handicap foarte, foarte serios și important. Este o boală degenerativă a cărei cauze strict și țintit încă nu se știe. Tratamente multiple și în ultima vreme destul de bune, care reușesc cât de cât să mai țină pe loc evoluția spre deprecierea vederii, dar în orice caz este o afecțiune serioasă pentru specialitatea noastră. Sigur că se poate presupune o degenerescență la un consult chiar de rutină, bineînțeles, un consult care trebuie neapărat să implice și punerea în evidență a fundului de ochi, examinarea fundului de ochi. Și pe mai departe, dacă tu ca specialist ești în stare să vezi prin oftalmoscopie o neregulă în ceea ce privește entitatea macula, acolo unde se produce degenerescența aceasta, ești în stare să știi unde să trimiți mai departe pentru investigații suplimentare. Deci se poate pune în evidență destul de repede dacă se face un consult corect și responsabil. Cele mai redutabile sunt cele legate de vârstă și cele care apar drept complicații ale unor boli sistemice, mai ales diabetul zaharat. Tratamente pentru stoparea periodică există și din ce în ce mai bine puse la punct, dar să spunem că există un tratament care să stopeze definitiv evoluția unei degenerescențe, încă nu putem spune. Încă nu. Pacientul realizează că trebuie să facă un tratament atunci când vine să-ți expună simptomele, el știe că vederea lui s-a depreciat într-un fel și vine cu gândul, bineînțeles, la tine să-i spui de ce s-a depreciat și dacă există un tratament. Și sigur că întreabă, sigur că întreabă. Sigur că în momentul în care află despre ce e vorba, deci o degenerescență maculară, unii știu, alții nu știu, cei care realizez că nu știu, îi pui în situația de a-și da seama ce reprezintă această afecțiune și bineînțeles că momentul în care expui tratamentul îl și ghidezi cam la ce să fie atent pe o perioadă de timp până când revine la un control. Deci tratamentul trebuie stadializat într-un fel, pe perioade, ca să-ți dai seama și tu și pacientul că a mers mai bine sau că este staționar din punct de vedere al simptomelor. E greu să spui că va mai vedea la fel ca înainte, dar, mă rog, speranțe. În momentul în care se diagnostichează, tratamentul este continuu. Este continuu, indiferent despre ce e vorba, nu trebuie să rămână pe pauză. Nici o zi, nici o zi. Sunt afecțiuni oculare care sunt în strânsă legătură cu starea de sănătate a întregului organism. Boli sistemice care dau complicații la nivel ocular pe toate entitățile ochiului și atunci sigur că e bine să știm dacă persoana respectivă
are sub control afecțiunile generale, deci cu alte cuvinte, întreaga sănătate a organismului, ca să știm dacă niște afecțiuni oculare pot să se agraveze dacă starea lui de sănătate nu e bună. E foarte important, în primul rând pentru că pacientul trebuie să-și dea seama dacă tratamentul care i-a fost indicat, mă rog, chiar și ochelarul care i-a fost indicat, funcționează. Sigur că și medicul trebuie să știe dacă ceea ce a recomandat i-a făcut bine pacientului și, pe urmă, pacientul trebuie să știe dacă tratamentul care i s-a recomandat are totuși o continuare sau nu. Dar, în orice caz, e bine din când în când să-ți controlezi analizatorul vizual, pentru că e foarte, foarte important ochiul și sănătatea lui.